văzut, nici nu vor spune, iată este aici sau iată dincolo, fiindcă iată împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru. Și a zis către ucenici, vor veni zile când veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului și nu veți vedea, și vă vor spune vouă, iată aici sau iată acolo este, să nu vă duceți, nici să nu vă luați după ei, că precum fulgerul, fulgerând dintr-o parte de sub cer, luminează până la cealaltă parte de sub cer, așa va fi și Fiul Omului în ziua sa. Dar mai întâi El trebuie să sufere mult și să fie lepădat de neamul acesta. Zisa Domnul către ucenicii săi, voi sunteți lumina lumii, nu poate cetatea să se ascundă când stă deasupra muntelui, nici oamenii nu aprind făclia ca să o pună sub obroc, ci în speșnic ca să lumineze tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, pentru ca ei să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Să nu socotiți că am venit să stric legea sau prorocii, n-am venit să stric, ci să împlinesc, căci adevărat vă spun vouă, cât vor sta cerul și pământul, o iotă sau o ciftă nu va trece din lege, până ce nu se vor face toate. Deci, cel care va strica una din aceste porunci foarte mici și va învăța așa pe oameni, foarte mic se va chema în împărăția cerurilor, iar cel care va face și va învăța, acela mare se va chema în împărăția cerurilor. Zisa Domnul către iudei care veniseră la dânsul, Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Deci pentru aceasta căutau și mai mult iudei să-l omoare, nu numai pentru că dezlega sâmbăta, ci și pe Dumnezeu îl numea Tatăl său, făcându-se pe sine de opotrivă cu Dumnezeu. Dar Iisus a răspuns și le-a zis, adevărat, adevărat, vă spun vouă, Fiul nu poate să facă de la sine nimic, de nu va vedea pe Tatăl făcând, căci cele ce face Tatăl, acelea și Fiul le face întocmai, pentru că Tatăl iubește pe Fiul și toate câte face dânsul, îi le arată. Și lucruri mai mari decât acestea îi va arăta, ca voi să vă mirați, căci după cum Tatăl scoală morții și îi înviază, tot așa și Fiul pe care voiește îi înviază. Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, pentru ca toți să cinstească pe Fiul, precum cinstesc Tatăl.
Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește nici pe Tatăl care l-a trimis. Adevărat, adevărat vă spun vouă, cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel care m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Slavă-ți, Doamne, slavă-ți, Doamne. Să zicem tot din tot sufletul,